Ce ai simțit atunci când l-ai câștigat? Am fost mândră. Aveai și o galerie, Brașov, Brașov, mai țineți minte? Mai e și acum, dar mai, mai puțin. Na, mai plecat prin alte țări. Da, și ce s-a întâmplat în anul ăsta? Ai fost în Malta, da? Da. Și ai și câștigat Malta, ceva acolo. Ia, ia zi-ne. Am fost în Malta și am câștigat Grand Prix. Grand Prix, trofeul câștigat în Malta. Ea a primit invitația în momentul în care a câștigat concursul nostru, trofeul Music for Kids 2013. Iar acum, de asemenea, dragilor, câștigătorul acestui festival va primi o invitație în Malta. The winner, the winner Music for Kids 2014 will go to Malta. Amazing! Super! Rebecca, frumoasă, minunată, de-abia aștept să văd cum mai cânti anul acesta. Anul trecut m-am topit după vocea ta. Aplauze pentru Rebecca Neacșu! Just a woman of the street, like any mother you may know. To me, she's the one who had her blood to lead us all in wonderland. She always wanted us to go. Said, don't ever be lonely. Remember, I always care. Wherever you may be, remember, I will be I
vină puțină gălăgie. Rebecca! Rebecca! Ați urmărit câștigătoarea trofeului Music for Kids 2013. Mă filmezi, da? Du-te tu în partea aia, nu? Du-te tu în partea aia. Să vedeți la ora 11 cât de mulți ieșeni sunt aici în Parcul Palace. Iașu e în spate, eu mă fac mic. Iașu, mâinile sus, 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 sus! Ora 11, 23. E minunat aici, avem o atmosferă de senzație.